se juca și mai făcea puțin gălăgie pe fundal, pe mine asta nu m-a deranjat deloc și nu m-au privit a-L lăuda pe Dumnezeu cu bucurie, ceea ce vă îndemn și pe voi să faceți, să-L lăudați pe Dumnezeu din toată inima voastră, indiferent de circumstanțele în care vă aflați. Iar pentru a vă ajuta în direcția asta, o să pregătesc un video în care o să explic acordurile și ritmul pe care îl folosesc în această cântare. Așa că rămâneți aproape. Fiți binecuvântați!